Astăzi vă voi dezvălui rețeta unei pizze gustoase de casă. Ingredientele necesare. Avem nevoie de 1 kg de făină, 500 de ml de apă călduță, 2 pliculețe de drojdie uscată, aproximativ 14 grame, o cescuță de smântână lichidă, un ou, o lingură de zahăr, o linguriță de sare și o cescuță de ulei. Cum vom proceda? Într-un bol separat, amestecăm cele 2 pliculețe de drojdie uscată cu aproximativ 100 de ml de apă călduță. Le lăsăm circa 10-15 secunde. Amestecăm bine. Cum vom proceda? Adăugăm restul de cantitate de apă în bol. Adăugăm ulei. Am mai lăsat un pic pentru frământat. O să mai avem, o să vedeți. Acum am adăugat sarea și cu zahărul. Adăugăm făina albă. Amestecăm un pic să se dizolve zahărul. Adăugăm un pic de făină. O să iasă un aluat pufos. Adăugăm oul. Cele 100 de ml de smântână lichidă. Amestecăm. Mai adăugăm un pic de făină. Pe urmă să adăugăm drojdie amestecată cu apa. Nu adăugăm toată cantitatea de făină deoarece o să ne fie greu la frământat. Adăugăm ulei. Dacă este un pic lipicios, mai adăugăm cam aproximativ 2 linguri de făină. Cam călăm într-o mână. Amestecăm. Mai adăugăm un pic de ulei. Repetăm procesul acesta de câteva ori. Din cauza că aluatul era un pic lipicios, am mai adăugat făină. Acum mai adăugăm ulei. Și frământăm. După cum puteți observa, aluatul este un pic lipicios. Mai adăugăm un pic de făină. Am mai adăugat un pic de ulei. Făină, ulei, făină, ulei de câteva ori. Până o să ne iasă un aluat elastic. Mai adăugăm un pic de făină. Știu că stați mult să mă priviți cum frământ, dar am vrut să vă arăt toți pașii pentru a vă ieși și dumneavoastră un aluat pufos. Uitați, acum este aluatul gata. În momentul când se lipește, dar
același timp nu se lipește de mâini. Uitați, când rămâne mâna imprimată. Acum îl lăsăm la dospit pentru aproximativ 45 de minute. Pentru umplutură avem nevoie de 400 de grame de salam, 200 de grame de cașcaval, 250 de grame de ciuperci, delicat, iar pentru sos, paste de tomate, delicat, paprika, sare, condimente, usturoi, piper, oregano și maioneze. Tot ce condimente aveți dumneavoastră la îndemână în bucătărie. Uitați ce frumos mi-a crescut aluatul. Aproape că și-a dublat cantitatea. Acum, vom prepara sosul. Punem cele 500 de grame de paste de tomate pisate. După care vom adăuga, v-am spus ce aveți dumneavoastră la îndemână. Vă place mai picant, puneți mai mult piper, usturoi, sare, boia, usturoi, granule, ce doriți dumneavoastră. Condimente de pui am pus, dă un gust foarte bun. Am amestecat toate ingredientele. Și acum amestecăm bine, bine, bine. Acum vom trece la întins foaia, aluatul de pizza. Eu am mai avut nevoie de încă un pic de ulei, ungem blatul de lucru. Aluatul este un pic cam lipicios, dar nu vă speriați, o să iasă un aluat pufos. Uitați ce elastic! Punem un pic, împărțim cantitatea în două. Din această cantitate o să vă iasă, o să vă iasă două tăvi de aragaz mari. Noi ne place pizza și mâncăm mult și bine. Acum întindem o foaie cât tava la aragaz. Dacă vi se pare cantitatea este prea mică, înjumătățiți cantitatea. 250 de grame de apă, 300, merg aproximativ 500 de grame de făină, un pliculeț de drojdie uscată, înjumătățiți cantitatea. După cum puteți observa, aluatul este foarte elastic. Asta este bine. Îl întindem bine, bine. În prealabil am uns o tava de la aragaz cu ulei. Aluatul fiind un pic elastic și o să vă ajutați un pic de mâini ca să-l întindeți până în colțuri. O să crească frumos și nu o să lipească, dacă vă gândiți asta că o să lipească, nu o să lipească. Sosul din paste de tomate și toate condimentele amestecăm și punem peste foaie, peste blatul de pizza. Acum, primul rând punem feliile de salam sau șuncă presată, puteți pune și cârnați, spre exemplu. Acum adăugăm ciupercile. Ceapă, dacă doriți, opțional. Mie îmi place foarte mult cu ceapă. Acum adăugăm cașcaval de jumătate din cantitate pentru fiecare. După cum v-am spus, îmi ies două pizza în tăvile de la cuptor. Am dat-o la copt la 180 de grade pentru aproximativ 30-35 de minute. Acum pregătim sosul pentru pizza. Tot din acel sos care am pus pe blat, amestecăm cu maioneză.
Acesta este sosul pentru pizza. Punem și un pic de oregano, dar nu foarte mult, deoarece amărăște. Foarte bine. Acum am scos pizza de la cuptor. Au trecut aproximativ 35 de minute. Uitați ce bine s-a copt. S-a rumenit. Abia aștept să mănânc. Uitați, dacă v-a plăcut rețeta mea, dați un like. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare cu rețete noi. La revedere!